În seara aceasta gândisem să fie o seară de tineret, însă câteodată lucrurile nu ies așa după cum le gândim noi și probabil că ies altfel pentru că Dumnezeu are un plan mai bun și nu putem decât să spunem binecuvântat să fie Domnul. Cuvântul acesta a fost citit recent, încă de două ori în mijlocul nostru, în două seturi consecutive de joi. Și după masa aceasta, înțelegând că va trebui să slujesc din cuvânt, am zis, am să mai citesc încă o dată. Nu știu câți tineri vor fi în seara aceasta în casa Domnului, dar pentru aceia care vor fi, aș vrea să împărtășesc câteva gânduri și cred că aceste gânduri ar putea să fie de folos și celor care au trecut de prima tinerețe. Poate că vă încearcă gândul, dar oare cum se potrivesc cuvintele psalmului acestuia la un program al tinerii? Aș vrea să vă spun că omul acesta, Asaf, despre care voi vorbi în această seară, ne împărtășește o experiență, o criză a vieții lui. O criză prin care a trecut și era gata să cadă. Și dacă veți privi cu atenție la criza aceasta din viața lui, veți putea remarca, așa cum am remarcat și eu, că ea este o criză specifică perioadei tinereții. Acele perioade când valorile sădite într-o familie creștină, în sufletul, în cugetul unui copil, a unui adolescent, ajung să fie puse la probă de încercările vieții acesteia și ademenelile cu care un tânăr se confruntă. Din criza aceasta, Asaf a ieșit întărit. Acum când scrie aceste cuvinte ale Psalmului 73, el este un om vindecat. El a învățat o lecție și vorbește despre această experiență ca unul care ar vrea să ajute și pe alții care trec pe acolo să iasă cu bine. Câteva cuvinte îngăduiți-mi să spun despre omul acesta. În persoana lui Asaf, într-un mod fericit, s-au împletit două chemări. Una dintre ele, o știți, era aceea de muzician. Pentru că împăratul David, atunci când a rânduit slujbele la cortul întâlnirii, pe omul acesta l-a numit mai mare al cântăreților. Dar omul acesta a mai avut în persoana lui o vocație deosebită, și anume aceea de proroc. Despre calitatea de proroc al lui Asaf, poate că mulți din creștini nu știu prea multe. Dacă veți citi 2 Cronici, capitolul 29, este scris acolo despre împăratul Ezechia și despre lucrurile pe care el le-a făcut, curățirea templului, restaurarea slujbelor și când totul a fost curățit, Ezechia a pregătit o adunare de sărbătoare, o ceremonie, dacă vreți, și în cadrul acestei ceremonii, Ezechia și căpetenile, citiți versetul 30 al capitolului 29 din 2 Cronici, veți vedea, Ezechia și căpetenile poporului au cerut să se cânte cântări ale lui David și cuvintele prorocului Asaf. Am căutat în Vechiul Testament și n-am dat peste vreo prorocie care să fie exprimată așa după cum noi gândim că trebuie să fie prorociile. De aceea înclin să cred că el a fost socotit proroc pentru faptul că numai puțin 12 psalmi din Cartea Sfântă sunt semnați de el. 12 psalmi care sunt foarte bogați în învățătură spirituală cu aplicații practice pentru viața de zi cu zi. Dovadă, iată psalmul 73 din care noi am citit. El vorbește cu detașarea sa despre criza prin care a trecut.
vorbește ca un om care a ieșit din ea vindecat și cu lecția învățată. Mi-a fost dat să aud predicatori care vorbesc numai despre experiențele frumoase înălțătoare din viețile și din slujirea lor. Despre predicatori care spun în mesajele lor, numai cum au spus ei la unul și la altul, una și alta, și ei au avut dreptate. Și nu-ți vor spune oamenii aceia despre crizele prin care au trecut. Ei pot să-ți spună multe, dar nu e prea multe de învățat de la ei. Oamenii aceia care tratează problemele vieții cinstit, care se apleacă asupra lor cu maturitate și le examinează cu atenție, oamenii aceia au multe să ne învețe. Asaf este unul dintre ei. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre experiența lui, despre ceea ce a provocat criza aceasta majoră din viața lui, care ar fi putut să-l coste veșnicia, și despre lucrurile care au contribuit la ridicarea și la întărirea lui. Psalmistul acesta spune că a avut o perioadă în care a primit învățătură și în care s-a străduit să trăiască în armonie cu acea învățătură. Pe când va fi fost copil, eu înțeleg că a fost un copil ascultător de părinți, că în vremea aceea educația unui copil în Israel o făceau părinții. Nu existau instituții sociale de genul școlilor, chiar primitive, dacă le-am socotit. Și nici sinagogi nu existau. Învățătura în Israel în vremea aceea, vremea împăratului David, vorbim de anul 1000 și un pic înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, educația unui copil evreu se făcea în familie. Asaf va fi fost un copil ascultător, pentru că el amintește așa parcă întreagăt că el și-a curățit și mâinile și și-a curățit inima și și-a spălat mâinile în nevinovăție. Eu cred că s-a străduit și a avut și o formă de închinare, o religie, o viață evlavioasă și la exterior, care vorbește, despre care vorbește în expresia mâinile, spălarea mâinilor în nevinovăție. Dar a fost și un om care a fost preocupat, copil fiind poate, a fost preocupat să aibă și inima curată. N-am să vorbesc în seara aceasta despre cum să-ți păstrezi inima curată și cum să-ți păstrezi mâinile în nevinovăție, deși și acestea ar fi lucruri foarte importante. Dar poate într-o altă împrejurare vom vorbi și despre aceste aspecte. El zice, am făcut așa. Și pe baza învățăturilor pe care le-a primit în casa părintească, s-a străduit să trăiască frumos și curat. Probabil că părinții lui i-au spus și lui, așa după cum mulți părinți creștini vorbesc copiilor lor în vremea de astăzi și le spun, dacă vei fi cu minte, dacă vei asculta de părinți, dacă vei asculta de Dumnezeu, dacă vei merge în fiecare duminică dimineață și după masă la adunare, dacă vei avea o Biblie și tu, dacă în timp ce ceilalți în biserică se roagă, tu nu te uiți printre degete, așa cum alți prieteni de seama ta o fac. Dacă tu când se pun toți pe genunchi să roagă, te rogi și tu, să știi că Dumnezeu te va binecuvânta. Și va fi întrebat Asaf, oare ce înseamnă ca Dumnezeu să te binecuvânteze? Și sunt întrebări pe care, dacă ni le pun părinții copiii noștri, parcă ne surprind și nu știm să le răspundem. Și spunem, dacă Dumnezeu te binecuvântează, tu o să trăiești bine, o să fii fericit, tu o să fii scutit de multe necazuri în viață, ție o să-ți meargă bine, o să vezi. Și o să vezi tu ce se întâmplă cu aceia care se uită printre degete când biserica se roagă sau butonează pe celulare când se predică. O să vezi tu. Și a construit Asaf al nostru așa o doctrină că dacă te ferești de rău, negreșit trebuie să-ți meargă bine. Iar prietenii lui care trăiesc fără aceste limitări și încorsetări, ăștia o să ajungă rău, o să le meargă rău.
Numai că a venit o perioadă, probabil tinereția și, sau poate chiar primii ani ai maturității, în care Asaf vede că lucrurile nu merg după filozofia lui de viață. Că el care s-a străduit să-și păstreze mâinile în curăție, în nevinovăție și inima curată, el mărturisește iarăși parcă întreagăt că în fiecare zi este lovit și în toate diminețile el se simte pedepsit. Pe când aceea pe care se aștepta să-i vadă falimentând, grozav, ăia parcă altfel merg în viață. Și descrie el lucrurile pe care le vede la cei răi. Primul verset pe care aș vrea să-l amintesc, de fapt, este prima parte a versetului 4. Într-adevăr, spunea el, m-am uitat la ei și am văzut că nimic nu-i tulbură. Ce lucruri îi tulbură pe oameni? În mod deosebit, pe oameni îi tulbură lucrurile care îi scot din zona lor de confort. Cam toți oamenii aleargă și se străduiesc și se zbat să-și asigure o zonă de confort. Să aibă o anumită stabilitate care să le confere siguranță, chiar dacă în jurul lor, în societate, se mai întâmplă și diferite mișcări, instabilități. Și când se întâmplă ceva care îi scoate pe oamenii aceia din zona lor de confort, oamenii aceia se tulbură. Zice asta, eu m-am uitat la cei răi și am văzut că pe oamenii aceștia nimic nu-i tulbură până la moarte. Joi am mai spus câteva lucruri cu privire la aceste observații a lui Asaf și o să amintesc și acum una dintre ele. Spuneam că Asaf s-a dus cu investigația lui, cu ancheta lui, în căutarea unui răspuns, Doamne, de ce se întâmplă lucrurile așa? S-a dus până la punctul pe care noi îl numim moarte. Dincolo de care omul nu are mijloace să investigheze, să vadă ce este și cum este. Am apucat să citesc o seamă de cărticele pe care oamenii le-au scris cu privire la ce ar putea să fie după moarte. Mi-aduc aminte că am citit în 96 o carte scrisă de un doctor psiholog român foarte în vârstă și foarte apreciat pe atunci. Trebuia să scriu și o recenzie despre cartea respectivă și cu toată pregătirea dumneavoastră pentru care eu aveam tot respectul, nu putea să dea răspunsuri certe, toate începeau cu e posibil, se poate, credem, bănuim, presupunem și așa mai departe. Mijloacele omenești de investigare se opresc neputincioase la pragul numit moarte. Dincolo de pragul acesta, noi știm ce se întâmplă pentru că avem la îndemână Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nouă ne vorbește, Mântuitorul Iisus ne-a spus. Poate că nu ne-a spus tot cât am fi vrut noi să aflăm. Dar va veni o vreme când vom vedea, vom afla, vom cunoaște în chip desăvârșit. Și până atunci noi trebuie să ne mulțumim cu atât cu cât Dumnezeu a avut bunăvoință să ne descopere. Binecuvântat să fie El. Zice Asaf, m-am uitat la oamenii cerului și pe oamenii aceia am văzut că nu-i tulbără nimic. Eu mă simt nuielit aproape în fiecare zi. Și atunci se pune întrebarea, unde este fericirea? Cine este omul fericit? Are un sens încercarea care ne scoate din zona noastră de confort pe care Dumnezeu o îngăduie peste noi, creștinii copiii Lui, peste noi cei ce ne străduim după puterile noastre slabe să ne aliniem la Cuvântul Lui? Aș vrea să vă spun că acele încercări care poate că ne scot din zona noastră de confort sunt cele mai formidabile unelte pe care Dumnezeu le are la îndemână pentru ca să ne întărească pe noi în credință și să ne scoată deasupra împrejurărilor vieții. Binecuvântat să fie El. Amin. Nu știu dacă nu cumva v-am mai spus lucrul acesta, poate cu ani în urmă, o să-l repet în această seară. Am citit undeva de mult despre corăbii. Știți, navele acelea construite din lemn, care aveau ca mijloc de propulsie forța vântului. Înainte de
electricitate, înainte de carburanți, era vântul care propulsa corăbiile, care străbăteau cărările miștătoare ale mării. Una din piesele cele mai încercate ale unei corăbii era catargul. Eminescu și pune el o întrebare în versuri. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Catargul unei corăbii, să știți că până să ajungă să aibă locul acela de cinste în mijlocul corăbiei, trece printr-o seamă de probe pe care cei mai mulți dintre noi nu le știm. Cu mult înainte ca el să devină catarg, el era un rad. Pe o coastă de munte, pe o margine de prăpastie, și acolo tăietorii de lemne, căutătorii de lemn de catarg, îl reperează. Se uită la el și văd că e înalt, frumos, că are o linie dreaptă, și se gândesc ei că acel brad ar putea să devină un catarg. Măcar că e înalt, e drept și frumos, el încă nu-i potrivit pentru a fi un catarg. Și atunci tăietorii de lemne care dau peste bradul acela se apucă și defrișează zona din jurul lui. Taie cu grijă toți copacii care sunt în jurul lui, tufișurile, pe o rază de câteva zeci de metri. În așa fel încât vânturile acelea sălbatice care se desfășoară sau se duc, se vălătucesc pe versanții muntelui, să lovească din plin în bradul acela. Că dacă bradul acela ar fi într-un grup de copaci, el n-ar primi din plin șocul furtunii. Dar sunt îndepărtate cu grijă toate obstacolele, toate lucrurile care ar putea sta în fața vântului, pentru ca vântul să lovească cu toată puterea în bradul acela. Și trec anii și atunci când ei hotărăsc, tăietorii de lemne vin din nou pe acolo să vadă dacă bradul acela mai este încă în picioare. Dacă l-au biruit furtunile, înseamnă că nu a fost potrivit ca el să fie un catarg vreodată de corabie. Dar dacă bradul acela a rămas în picioare, el între timp a căpătat niște calități pe care nu le-ar fi avut dacă ar fi rămas în grupul de copaci de a fost inițial. Cineva spunea că în felul acesta Dumnezeu își formează copiii și în mod deosebit slujitori. Pe cei pe care nu încearcă, probabil nici nu are de gând să-i folosească vreodată. Dar pe aceia pe care încearcă, cu siguranță îi încearcă pentru că iubește, vrea să-i întărească și să-i scoată biruitori. Avem cuvinte în Sfânta Scriptură care întăresc adevărul acesta. Citiți de bună oară 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Și veți vedea că Apostolul Pavel spune că greutățile care vin peste noi lucrează tot mai mult în folosul nostru, greutate veșnică de slavă. Apoi, Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 12, vorbește despre atitudinea pe care frații sfinți care au fost chemați, au avut parte de o chemare cerească, trebuie să o aibă față de încercările prin care Dumnezeu îi trece. În vremea în care Asaf era în criză, el se uita la cei răi și vedea că nu sunt tulburați de nimic. Nimic nu le tulbură zona de confort, iar el, care s-a străduit să trăiască curat, era încercat, era lovit, era se simțea pedepsit și a încercat să pătrundă toate lucrurile acestea și nu putea, pentru că le cântărea omenește. Eu cred că și copiii noștri și tinerii noștri se uită și ne văd. Vorbim frumos despre bărbații credinței din Vechiul Testament, din Noul Testament. Ce lucrări minunate, ce lucruri deosebite, cum a depus Dumnezeu mărturie despre ei. Și se uită la noi, părinții lor, și ne văd de multe ori frământați, și ne văd de multe ori cu semne de întrebare și noi, și nu știm să le răspundem la ale lor și nici la ale noastre. Dar așa să vă spun,
Nu prezența sau absența încercărilor definește fericirea. Nu aceasta definește fericirea. Pentru că Apostolul Pavel a spus în Romani că noi ne bucurăm și necazurile noastre, pentru că știm că necazul lucrează în folosul nostru. Și cine vrea să cunoască detaliat această învățătură, îi sugerez să citească întreaga epistolă către Romani. În al doilea rând, el vorbește despre oamenii aceia răi, la care s-au uitat pujind și a crezut că-s fericiți și a văzut că au mai mult decât le-ar dori inima. Vreau să vă spun că expresia aceasta pe mine m-a pus pe gânduri când am citit-o și am cugetat asupra ei. Eu știu, și Biblia confirmă, că inima omului este nesățioasă. Nu o să adun niciodată. Un om bogat să spună destul, îmi ajunge, nu mai vreau nimic. Ați văzut? Eu n-am văzut. Vă propun un test. Dacă un om bogat i-ar spune într-o seară unui om sărac, spune-mi până mâine dimineață, câți bani vrei să-ți dau ca să fii fericit? Vă garantez că noaptea aceea săracul s-ar învârti de pe o parte pe alta și tot ar modifica suma. Ar tăia, ar mai adăuga, iar ar tăia, iar mai adăuga. Și de ce? Pentru că inima omului e nesățioasă. Asaf zice, ăștia au mai mult decât le dorește inima. Nu pot imagina despre ce a fost vorba acolo. Pur și simplu nu pot imagina. Însă i-a văzut fericiți. Vreau să vă spun că statistic vorbind, cu nimic nu-i mai mare coeficientul de oameni care se sinucid printre cei săraci decât printre cei bogați. Și asta spune ceva. Bogăția nu aduce fericirea. Cânta mai de mult în București Maria Tănase, când bunicii noștri aveau primele aparate de radio, banii n-aduc fericirea, să nu cere să vă cânt că nu știu cântarea asta, dar mă rog, o știau bunicii noștri. Este drept. Acum n-aș vrea nici să credeți că eu am ceva cu cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Nu. Asta se referă la oamenii aceia răi, care n-au nicio considerație față de Cuvântul lui Dumnezeu și care totuși au bogății mai mult decât le dorește inima. Despre ei vorbește el. Că au fost și oamenii cu inimă curată, care l-au iubit pe Dumnezeu și au avut bogății mari. Avram este unul dintre ei. Vorbește Asaf despre niște oameni care își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. Și în această descriere, eu îi văd pe oamenii aceia care se pronunță cu mare ușurință cu privire la toate lucrurile care se întâmplă în lume. Dacă vrei să le spui sau să discuți cu ei despre Siria, eu știu, îți spun ei. Dacă vrei să discuți despre al doilea război mondial, momentele, mai știu, importante, nici vorbă, îți spun ei. Tu să iei notițe dacă vrei. Dacă vrei să vorbești despre, mai știu eu, minunea lui Dumnezeu în creație, nici nu te lasă să deschizi bine gura când ce vie să spună. Oamenii aceia care întotdeauna au răspuns la toate întrebările și n-au ei înșiși niciun semn de întrebare. Și din Biblie, dacă îi întrebi, spui, uite, mă tot lupt cu pasajul ăsta și nu prea știu, mă lasă, îți spun eu. Și spun ei. Oameni care par foarte stăpâni pe situație. Și ce spun ei, e literă de lege. N-ai voie să emiți o altă părere că ești anatemă. Par fericiți. Și un ultim detaliu, aleargă lumea la ei cu grămada. De aceea aleargă lumea la ei. Asta înseamnă popularitate. Trăim o vreme ciudată, spuneam de mult, că vremea pe care o trăim este o vreme grea, zilele sunt rele, o vreme în care înțeleptul câteodată e mai bine să tacă, pentru că ceea ce are el de spus nu-i prețuit, nu-i luat în seamă, e ironizat, bajocorit, interpretat, răstălmăcit și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră cât aleargă oamenii din ziua de azi după like-uri,
Fac un filmuleț și să uite, îl pun pe YouTube și să uite oare câți le-au dat. Ți-a dat 100, wow, ești bun. Dacă auzi că vecinul are și 100, tu vrei mai mult. Există o sete după popularitate. Parcă ne este urât să trăim în anonimat, așa în modestie, în smerenie. Și oamenii aceștia pe care Asaf i-a văzut că trăiesc cum trăiesc, parcă n-ar exista Dumnezeu și n-ar exista vreo judecată, oamenii ăștia dau tonul societate la o grămadă de lucruri. Ei spun cum să te îmbraci, ei spun cum să mănânci, ei spun ce să faci, unde să mergi, ce să cumperi și așa mai departe. Și adevărul e că ne uităm cu jind la oamenii care sunt populari. Și ne gândim că sunt fericiți și câteodată parcă invidiem pentru fericirea lor. Și tinerii sunt foarte vulnerabili la capitolul acesta. O grămadă dintre ei și-ar dori să fie ca, mai știu eu care sportiv, că nu vreau să dau nume în locul acesta de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Și zice Asaf, m-am uitat la o grămadă de lucruri și am văzut că eu duc bine și eu mi-am curățit mâinile degeaba și inima. Și era o criză puternică în care piciorul era gata să se îngoaie și era gata să-i alunece pași. Însă Asaf a ieșit până la urmă cu bine din criza aceasta din două motive. Primul dintre ele este acela că el a avut inima curată. Dacă inima lui n-ar fi fost curată, să știți că acolo ar fi fost căderea lui. Când un om care nu are inima curată se uită la lucruri care nu sunt bune pentru el, omul ăla se îndreaptă cu pași repede spre cădere. A avut inima curată. De aceea, tinerilor, vă sfătuiesc cu toată dragostea în seara aceasta. Aveți grijă să vă păstrați inima curată înaintea lui Dumnezeu. Crize vor veni. Când? Nu știu precis. Cum? Nu știu precis. Dar știu sigur că vor veni și peste voi crize. Dar ca să stați în picioare în momentele acelea când vine criza, frământarea aceea, e foarte important să aveți inima curată. În al doilea rând, Asaf a intrat în casa lui Dumnezeu și spune el că a luat aminte. E atât de importantă atitudinea cu care intrăm în casa lui Dumnezeu. Dacă vreți, asta se răsfrânge asupra stării sufletului nostru. Starea cu care vii în casa lui Dumnezeu, dacă vii să asculți, dacă vii să iei aminte, n-am să arăt cu degetul înspre nimeni, dar mă întreb de multe ori, din cei care sunt în casa lui Dumnezeu, oare câți au venit ca să asculte? Câți au venit cu un setare Dumnezeu, după Dumnezeu? Câți au venit să primească ceva din partea lui Dumnezeu? Celor cu inimă curată, când vin în casa lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu le răspunde, le vorbește. Chiar dacă pentru o vreme îi lasă să se frământe cu întrebările, dar vine un moment în care Dumnezeu le vorbește și oamenii aceia, dacă sunt cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu, ei capătă răspuns din partea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care vorbește, binecuvântat să fie numele Lui. Omul acesta a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat aminte. Nu știu cine a vorbit în sâmbăta aceea. Cine a predicat, nu știu. Despre ce a predicat, nu știu. Dar știu că într-o zi de sabat, sau probabil va fi fost de sabat, Asaf a intrat în casa, în sfântul locaș al lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a făcut lumină în mintea lui. Acum când scrie despre aceste lucruri, experiența lui este istorie. A rămas în urmă. Cine știe câți ani au trecut de când a trecut de acolo și până când a scris cuvintele Psalmului 73. Dar aș vrea să vă spun că răspunsul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu s-a verificat de-a lungul vieții în continuare. Pentru că Dumnezeu, așa cum după cum spunea și Evanghelistul Ioan, Dumnezeu ne spune întotdeauna adevărul, binecuvântat să fie Domnul. Spuneam joi seara că lucrurile nu trebuie cântărite niciodată prin perspectiva momentului. Cum arată ele acum și azi,
ci toate lucrurile trebuiesc analizate, cântărite, evaluate prin prisma veșnicii sau din perspectiva veșnicii. Asaf s-a uitat la experiența lui și a știut că pot să treacă și alții pe acolo. Și trec și în vremea noastră. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să dea multă înțelepciune tineretului casei Domnului. Aș vrea ca ei să înțeleagă cât de important este să aibă inima curată. Adică să fie o inimă în care gândurile lumii acesteia să nu aibă acces. Și aș vrea să le spun de asemenea tinerilor, celor care sunt prezenți și cumva să audă și cei care nu sunt cu noi, că e foarte important când vin în casa lui Dumnezeu să vină cu luarea minte, să asculte. Poate că noi nu avem între noi mari predicatori, dar simplul fapt că se citește în locul acesta din Cartea Sfântă este deja o mare binecuvântare pentru noi. Iisus le-a spus ucenicilor săi: feriți de voi că auziți aceste lucruri. Împărați și domnitori au dorit să le asculte și n-au putut. Au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Voi sunteți binecuvântați. De aceea tinerilor le spun în seara aceasta cu toată dragostea: ascultați ce se spune în casa lui Dumnezeu. Ascultați, pentru că veți căpăta răspunsuri la întrebările voastre. Și pe cel care ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvântează și apoi îl umple de fericire nu pentru 70 de ani, ci pentru veșnicie. Cât ține veșnicia, o să vedem. Domnul să ne binecuvânteze pe toți să avem parte de ea. Amin. Dragi surori, cred că am fost astăzi, consider că am fost binecuvântați de Dumnezeu și azi dimineață și în seara aceasta, cu multe sfaturi, cu multă învățătură din Scriptură și drept este lucrul acesta, că aceste lucruri din lumea aceasta vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne în veci. Dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți de anii mei, pe vremea noastră, când eram tineri, ca și copiii noștri, încercau sistemul de atunci oarecum să ne îndrepte, să ne ghideze după sistemul lor. Și tare mult se lăudau și se numeau și epoca de aur se lăudau. Spuneau epoca de aur și era vai și vai. A trecut această epocă și nimeni nu vrea nici măcar să-și aducă aminte de acea epocă. Pentru că numai de aur nu era. Au trecut acele lucruri. Ar vrea să vă spun că și epoca din vremurile în care trăim acum va trece. Cu toată lăudăroșia ei va trece și nimeni nu o să mai vrea să-și aducă aminte de sfaturile lor. Vor trece și acestea. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, acesta pe care l-am auzit și în seara aceasta, va rămâne în veci. Va rămâne în veci. De aceea vă îndemn pe toți care sunteți aici. Luați și primiți Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Și El ne va lumina calea și ne va călăuzi să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim pentru toate binecuvântările lui Dumnezeu, pentru Cuvântul lui, pentru sfaturile lui, pentru cântări, pentru poezii, pentru tot ce a fost în seara aceasta, să mulțumim Domnului, iar în a doua parte să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să ne încredințăm familiile, copiii noștri, ca El să ne păzească, să ne ocrotească și să ne călăuzească cu brațul Lui. Amin. Să ne rugăm Domnului.